Festivalul Național de Folclor Domnica Trop, aflat la cea de-a doua ediție, a avut loc în comuna Izverna. La ediția de anul acesta a fost prezentă însăși Domnica Trop, rapsodul popular al județului Mehedinți. La eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu, alături de senatorul Liviu Mazilu, deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, secretarul de stat Bogdan Simcea și primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu. În cursul zilei de ieri s-a desfășurat ediția a doua a Festivalului Național Domnica Trop în comuna Izverna. În ciuda vremii nefavorabile, cei 16 participanți au dat tot ce au avut mai bun pe scenă. E frumos să fierge firul, e verbi, mă, sus pe dealul șerinii. Trofeul Domnica Trop este câștigat de către Bartic Maria Petronela. Frumos! Felicitări tuturor concurenților! La ediția de anul acesta a fost prezentă emblema muzicii populare a județului Mehedinți, artista Domnica Trop, singurul cetățean mehedințean care a primit titlul de tezaur uman viu din partea UNESCO și căreia, în urmă cu 2 ani, Consiliul Județean Mehedinți prin Centrul Cultural Nichita Stănescu și Primăria Izverna au decis să îi dedice un festival de muzică populară. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost prezent la eveniment alături de senatorul Liviu Mazilu, deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă, secretarul de stat Bogdan Simcea, cât și de primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu. Acesta a fost extrem de mândru că i-a putut înmâna o diplomă de excelență artistei Domnica Trop, o emblemă la nivel internațional. Și să ne vedem la anul, să fie și vremea mai frumoasă și, și noi mai sănătoși. Câștigătoarea trofeului din acest an este Petronela Maria Bartic, o tânără din județul Gorj, care se laudă cu numeroase premii și care va duce mai departe, asemenea unei moșteniri, folclorul din zona Olteniei. Înmânat în cadrul festivalului o diplomă de excelență artistei Domnica Trop, o emblemă la nivel internațional. În 2018, Domnica Trop a primit titlul de cetățean de onoare al județului Mehedinți, prima astfel de distinție pe care Aladin Georgescu a înmânat-o în funcția de președinte al Consiliului Județean Mehedinți. Acesta a felicitat de asemenea toți participanții pentru performanțele de pe scenă, cât și organizatorii acestui eveniment inedit. Oamenii au venit din mai multe părți ale județului pentru a putea fi părtași la un eveniment cu o însemnătate deosebită.